El n-a plecat, să stea a crepat, el n-a venit, să stea a plezit. În patru mai mănunțări ca macul, nu mai iese și el acum. Nu știu să vedem, babă, Sabina, s-a coiesc la 60. Apă despre trecut, eu pot să spui că ți-ai măritat la 16. Marți s-au desfășurat probele de concurs la seminarul teologic Veniamin Costachi de la Târgu Neamț. În port tradițional, cu o recuzită de excepție și după o bogată activitate de documentare, elevii au încercat să promoveze obiceiuri, personalități, ritualuri religioase, simboluri ale unor etnii sau monumente din zona lor. Mai mult, chiar au propus autorităților proiecte pentru conservarea acestor valori ale neamului românesc. După 6 milenii, privește-mi, ce vreți? Este doar un cior. Ține-l. Simte-i căldura mâinilor care l-au plăzunit. Noi nu mergem la muzeu și vedem numai ciocuri sau vasele făcute. Privindu-l, trebuie să descoperi omul. Omul care l-a modelat, omul care l-a folosit, omul care a imprimat o parte. Ce faceți cu ciocul meu? Vă urmăresc de ceva timp și pentru că v-ați străduit atât de mult aici, poftiți la mine. Prin prezentările lor, elevii au purtat pe spectatori de la vechile cetăți medievale din Ardeal la București de altădată, de la situri arheologice la hora satelor din Moldova, de la ritualul de nuntă la cel de pomenire a morților. Premierea concurenților va avea loc joi, când se încheie etapa națională a acestei competiții. Jurizarea proiectelor va fi una severă, membrii comisiei fiind reprezentanții ai Ministerului Educației și ai Muzeului Țăranului Român.